Salut! Mă bucur să te regăsesc la un nou episod Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și în acest episod te invit să explorezi o practică de meditație ghidată de colega mea, Alina Lupeș, care este trainer și facilitator mindfulness la Mind Education și care pregătește deja un pachet de practici pentru copii și adolescenți. Ai nevoie doar de 5 minute neîntrerupte, de curiozitate și de un spațiu liniștit. Înainte de practică vei auzi un mic intro de 2 minute și 32 de secunde, care este adresat părinților sau adulților din viața ta, care vor să înțeleagă mai multe despre meditație. Îi poți invita să-ți fie parteneri în această practică sau le poți povesti după cum a fost. Așa că îți doresc multă curiozitate, deschidere și prezență. Bună! Eu sunt Alina și te voi însoți în această serie de 3 meditații mindfulness pentru copii și adolescenți cu vârstele între 7 și 9 ani, 10-14 și între 14 și 19 ani. Înainte de a începe, îți recomand ca dacă fiica sau fiul tău are o vârstă de până la 10 ani, să îl însoțești în practică. Să asculte cu un adult. De asemenea, uneori copiii și adolescenții au tendința să se închidă în interior, așadar recomand, dacă e posibil, să nu ascultați înregistrările la căști, astfel încât ei să fie deschiși către mediu. Dacă rezonează cu practica, o pot repeta ori de câte ori simt nevoia. De asemenea, dacă unii copii vor dori apoi să practice singuri și fără ghidaj, e în regulă, dar e important să rămânem alături de ei în proces, să îi întrebăm cum sunt și cum se simt. Motivul pentru care în mod normal practicăm meditația cu ochii închiși este că e mai ușor să fim atenți la senzațiile din interiorul corpului. Însă atunci când copiii nu vor să închidă ochii, este perfect în regulă. Pot practica cu ochii închiși sau deschiși, sau pot încerca în ambele modalități, iar apoi să aleagă ce preferă. Foarte important este să nu propuneți meditația ca pe o sarcină obligatorie, ca o practică de chitară sau ca o temă. E posibil ca ei să-și piardă interesul pentru zile, săptămâni și e perfect în regulă. Găsim momente de prezență prin alte tipuri de activități. Fiind vorba de experiența lor interioară, e mai folositor să îi lăsăm pe ei să fie curioși și motivați. Putem crea circumstanțele pentru asta, modelând prin practica noastră. Îi putem anunța că urmează să medităm și să o facem chiar în același spațiu cu ei. E posibil ca uneori să se alăture. Sau, din când în când, putem vorbi despre cum ne ajută practica atunci când e relevant pentru viața noastră. Practică mindfulness în mișcare pentru preadolescenți cu vârste între 10 și 14 ani. Putem practica mindfulness nu doar stând jos, ci și în mișcare. Te invit pentru practica de astăzi să stai în picioare, să întinzi mâinile și să te rotești într-un cerc, astfel încât să te asiguri că ai suficient spațiu și nu atingi pe nimeni. Și te invit acum să închizi ochii. După ce ai închis ochii, imaginează-ți că ești un copac înalt, cel mai înalt copac pe care l-ai văzut. Întinde mâinile până la cer și întinde mâinile cât de sus poți. Încearcă să fii cât de înalt poți fi. Acum lasă mâinile să se relaxeze pe lângă corp.
Imaginează-ți că corpul tău e trunchiul copacului. Mâinile sunt ramurile lui. Capul e vârful copacului. Simte picioarele pe pământ și imaginează-ți cum rădăcinile copacului merg adânc, adânc în pământ. Să ne imaginăm că vântul bate ușor pe lângă copacul tău. Cu picioarele ferm plantate în pământ, lasă corpul să se miște ușor dintr-o parte în alta. Ascultă și simte cum ți se simte corpul ca o adiere ușoară în vânt. Poți să-ți simți mâinile cum se mișcă? Poți să simți burtica, umerii, spatele, capul? Dacă ești confortabil, nu uita să rămâi cu ochii închiși. De fiecare dată când mintea ta pleacă, pur și simplu revină cu focusul, cu atenția, în interiorul corpului tău, la senzații. După cum observi vântul, începe să observi că vântul începe să bată mai tare, ramurile tale încep să se scuture sus și jos în vânt, iar tu începi să scuturi mâinile, brațele, umerii, sus și jos. Lasă și partea de sus a copacului să se alăture, mișcând capul în sus și în jos. Acum lasă trunchiul copacului să se scuture, flexează puțin genunchii sus și jos, în timp ce scuturi întreg corpul. Întreg corpul tău se mișcă, mișcă picioarele, mâinile, capul, totul se scutură în același timp. Dacă mintea ta devine distrasă de gânduri precum... Asta e prostesc, arăt prostesc, doar mulțumește-i minții pentru grijă și adu-ți atenția înapoi la corp și la cum se simte. Continuă să te scuturi și distrează-te. Încet, încet, vântul se liniștește. Copacul devine liniștit. Corpul tău devine liniștit. Și te invit să iei câteva respirații profunde. Inspir pe nas, ducem aerul în burtică și expirăm pe gură și lăsăm aerul să iasă ușor și burtica să se golească. Observă senzațiile din interiorul corpului tău, dacă e ceva care se simte diferit după această practică și în ce fel. Dacă corpul tău se simte mai cald sau mai rece, mai obosit sau cu mai multă energie. Către sfârșitul acestei practici, amintește-ți doar că oricând mintea ta e anxioasă sau te simți îngrijorat, poți să ieși din minte și din gândurile de îngrijorare pur și simplu intrând cu atenția în corpul tău. Să sari, să te scuturi, să te joci. Și acum poți deschide ochii, să revii cu atenția în cameră, să te uiți în jur. Felicitări! Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești
și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.